Hei, bună! Eu sunt Laili și acesta este un nou episod din vlog. Așa că să începem! După cum ați văzut și în titlu, astăzi o să vă arăt ce am primit de ziua mea. Și deși ziua mea a fost pe 7 ianuarie și da, a fost ziua mea de naștere, nu doar de nume, am fost într-un cantonament și acum suntem în 12 ianuarie. Deci acum filmez, nu știu când o să ajungă postat acest vlog, probabil mai târziu. Dar ca să știți, de cel puțin de-abia acum, pentru că am fost într-un cantonament și până am venit, până am deschis cadourile, mă rog. După cum vedeți, așa arată în spate. Deci mie îmi place super, super, super mult. Părinții mei mi-au făcut un cadou și au decorat așa și am zis că dacă tot e așa frumos să filmez și, mă rog, nu prea se vede că stau fix pe mijloc. O să vă las și un filmuleț cu reacția mea când am văzut cum scrie aici Happy Birthday. Deci foarte, foarte drăguț. O să vi-l las acum. Ce drăguț! Haideți să începem cu cadourile pentru că de-abia aștept. Bine, eu le-am desfăcut înainte să filmez vlogul, le-am desfăcut acum, nu știu, 20 de minute sau ceva de genul, pentru că eram foarte, foarte nerăbdătoare. O să încep cu primul cadou cu care am și început atunci când le-am desfăcut. Și anume acesta. Așa arată punguța, este foarte, foarte drăguță. Nu știu, mie mi se pare foarte drăguță. Și ceea ce mi-am dorit de super, super mult timp. AirPods. Da. Deci foarte, foarte, foarte mult mi-am dorit. Și o să le desfac acum cu voi. Dar înainte să le desfac, vreau să vă arăt reacția mea când le-am văzut, pentru că îmi doream de foarte mult timp. Și când le-am văzut, mai aveam puțin și plângeam. Tocmai am primit un tort. Dar mi-e frică, poate scap. Eu și lumânările. Uitați! Mi-a adus mami acum tort. La mulți ani, Lady! Mersi! Ok, o să-mi pun o dorință și o să suflu. Ok, gata. Bun, până la urmă, dacă tot am venit mami cu tortul, am rugat-o să-mi desfacă și plasticul. Da. Și acum o să le desfacem. Domnul de pe aștept. Hai să vedem. Bun, și astea sunt. Așa arată. Da. Bun, și o să le desfacem acum. Mai au un plastic pe ele. Ta-da! Bun, tot în această punguță am mai avut o cremă de față și o să o lăsați acum. Roșu. Ah, ok, e foarte drăguță. Așa arată. Da, și apropo, nu fac reclamă la nimic, dar asta am primit. Hai să trecem la următorul cadou. Această punguță. Foarte drăguță. Și da, am primit această cutiuță în care se află o brățară, la fel, mă rog, aproape la fel ca acestea, tot în genul la acestea. Și aceasta este foarte, foarte, foarte drăguță. Uitați, așa arată. Și acum o să pun, ca să vedeți. Și acum am trei. Fac colecție de brățări. Deci iubesc foarte tare brățările. Uitați. Deci așa arată, sunt foarte, foarte drăguțe. Tot în această punguță am mai primit și un plic cu bani. Uitați, scrie la mulți ani, Lari. Da, bun, nu o să vă zic suma pentru că nu este frumos, dar ca să știți ce am primit. Trecem la următorul cadou de la Sephora și un parfum. Iubesc parfumurile, vă spun foarte, foarte sincer. O să-l cam rup, n-am ce să-i fac, nu știu cum să desfac altfel. Am primit. Acesta este parfumul. Așa arată.
Și acum o să-l desfacem. Doamne, deci arată super, super, super frumos. E așa. Deci așa arată sticluța. Foarte, foarte drăguță. Și trecem la următorul cadou, care este de la Victoria's Secret. Am lingerie de corp. Și pe lângă astea de la Victoria's Secret mai am niște papucei. Foarte drăguți. Foarte... Ah, ce moi sunt! Așa arată. Trebuie aștept să-i port pentru că sunt foarte, foarte, foarte moi. Trecem la următorul cadou, care are această pungă foarte amuzantă. Mie mi s-a părut foarte, foarte amuzantă. Cu o girafă. Foarte drăguță. Și am o pijamă, care mi-a plăcut foarte mult. Este cu pinguin. Uitați. Deci e foarte drăguță. Nu știu, mi-a plăcut foarte mult. Și pantalonii sunt tot așa cu pinguini. Da. Foarte drăguță. Și în ultimul cadou este tot o pijama în această pungă. Foarte drăguță punga. Cu unicorn. Deci așa arată. Ce frumos se vede pe cameră. Și pantalonii. Deci îmi plac super, super, super mult toate cadourile. Vă mulțumesc mult și vă mulțumesc și vouă pentru toate urările, toate mesajele drăguțe, toate la mulți anurile pe care mi le-ați trimis. Vă iubesc enorm și vă mulțumesc din suflet. Vă bucur că mă apreciați și mă încurajați să continui în tot ceea ce fac. Vă iubesc enorm și vă bucur. Eu și desfăcutul suntem două chestii paralele. Acesta este parfumul. Sper că nu am nevoie de chestia asta. E parfum, nu? Ce înseamnă asta, da sau nu? Mamă! A, ăștia nu-s de aici? De ce mă? Pentru că m-a prins. Păi nu știi s-a prins. O lunare. Îți dau ție s-a prins. Încă marți. Ce-ai făcut cu ăla? Ce-ai făcut cu telefonul? E aici. Și? Nu s-a stins nimic. Camera mea este în... Este în bărău? Nu foarte, dar rău. Se vede aici. Așa. Hai, și nu poți să îndrepti? Nu am cum să îndrept, că nu mă mai îndrept acum. Hai. Acesta a fost vlogul. Eu sper tare mult că v-a plăcut și nu uitați să dați un mare like, să-l share-uiți și prietenilor voștri pentru a-l vedea cât mai multe lume și nu uitați să dați subscribe pentru a face parte din hashtag #emoșfem. Eu vă pup cu drag și ne vedem data viitoare cu un nou episod din vlog. Pa!